Cultura cartofului nu este nici ușoară, nici ieftină. Iar cum rentabilitatea cartofului este instabilă, tot mai puțini sunt fermierii care se încumetă să investească în această cultură cu risc. Există însă și o parte bună a sectorului de cartof, forța reprezentării printr-o federație puternică al cărei președinte, Romulus Oprea, este la rândul său un cultivator important. Bună ziua! Mă numesc Romulus Oprea, sunt fermier din județul Covasna, mai exact comuna Zăbală. Cultura, să zicem, în jurul căreia ne învârtim toți în acest județ, o mare majoritate a fermierilor din județ, este cartoful. Personal sunt specializat în producerea de cartofi pentru sămânță. Suntem producători autorizați. Producem și cartofi pentru industrializare, în chips și în french fries. O cantitate mai mică, producție de consum, cartofi pentru consum. În rotație, bineînțeles că avem și alte culturi, nu se poate face doar cartof. Din suprafața totală, cartoful reprezintă doar 25%. În rest avem grâu, rapiță, porumb, lucernă, soia, în funcție de asolamentul pe care îl stabilim în fiecare an. În total lucrăm în jur de 500 de hectare, cu mici fluctuații în funcție de contractele de arendare. Personal am lucrat la Institutul Cartofului din Brașov ca și cercetător exact în domeniul de producere a cartofului pentru sămânță. Din 93 am decis să înceapă această afacere pe cont propriu și m-am dus la mine acasă, exact în Zăbala, locul de unde transmiteți acum. Ne încăpățânăm să mergem înainte. Între timp toată lumea vorbește de schimbările climatice. Da, într-adevăr, ele se întâmplă. Rămâne de văzut dacă factorul antropic este determinant în treaba asta, dar asta este altă discuție. Ne confruntăm în mod clar cu lipsă de apă. Apa a devenit un factor limitativ major. Ne străduim să accesăm surse de apă care sunt sărăcăcioase în zonă. Nu avem cursuri de apă, nu avem lacuri, iar resursele subterane sunt limitate și de legislație. Pentru a înființa un hectar de cartofi, costurile depășesc cu mult orice cultură de cereale sau de oleaginoase. Este principala problemă de care se lovesc cultivatorii. Dacă vorbim de cartofi pentru sămânță, acolo vorbim deja de input-uri astronomice, vorbim de 55-60 de mii de lei pe un hectar. Faceți o comparație cu cultură de rapiță și grâu, culturi de toamnă care beneficiază de precipitațiile puține câte sunt în timpul iernii și de primăvară, ai producția aproape rezolvată, fără irigare. În schimb, la cartof suntem expuși aproape deja în 2 ani din 3 la lipsa de precipitații și fără, având în vedere și concurența de pe piață, pentru că suntem în competiție directă cu mari producători din vest. Este foarte dificil să faci față competiției dacă nu obții producții de 40 de tone pe hectar marfă, lucru care este imposibil de atins fără un material de plantare de calitate și fără apă, bineînțeles. În anul ăsta vom avea și parcele unde sperăm noi vom atinge cifra de 40 de tone pe hectar, dar vom avea și parcele cu 12 tone la hectar, unde nu avem absolut nicio posibilitate de irigare. Drept urmare, media va fi cea care va decide profitabilitatea fermei. Importurile dau peste cap calculele fermierilor chiar și în cei mai buni ani. Aderarea la Uniunea Europeană ne-a oferit oportunități, dar ne-a pus și într-o competiție cu țări care sprijină cultura cartofului mai mult decât România. Acest sector a fost lăsat de izbeliște în ultimii 30 de ani. Și din 2007 am venit în competiție directă cu mari producători din vest, cu cei 5 mari. Vorbim aici de Franța, Belgia, Olanda, Germania, Marea Britanie și mai nou s-a adăugat Polonia, care a găsit, se pare, calea spre succes și în momentele în care au supraproducție, pur și simplu domină piața românească și vin cu prețuri de dumping, nu? Care se reflectă, bineînțeles, asupra profitabilității fermierilor noștri. N-aș vrea să prezint totul în negru, din păcate, asta este realitatea. Sunt fermieri de marcă
producători de sute de hectare de cartofi care au renunțat pur și simplu această cultură. La ora asta se vinde cartofi cu 70 de bani. Dumneavoastră, ca și consumator, îl luați de pe rafturile supermagazinului cu 3-4 lei. Unde este diferența? Cine ia acești bani? De ce repartizarea venitului pe filiera produsului este clar inechitabilă, ca să folosesc un eufemism, și nedefavorabilă producătorii români? Înainte de 90, toată lumea își cumpăra 250-300 de kilograme de cartofi, le punea în beci și avea pentru toată iarna. Fermierul își livra marfa în toamnă, nu mai avea probleme cu depozitarea. Acum, bineînțeles, comerțul modern, cum este și normal de altfel, a schimbat această abordare. Clientul merge în supermarket și își cumpără 2 kg sau 1 kg sau 3 sau 5 sau 9. Noi am reușit să facem un depozit specializat în 2010 și să ne luăm utilaje specializate, și în acest moment a apărut această oportunitate de creare de cooperative. Foarte mulți fermieri au creat cooperative și au accesat fonduri specializate pentru cultura cartofului. Este un trend bun, sunt încă multe de făcut. La legislație, din nou vorbim de legislație, pentru că se dă foarte multe reguli, dar nu sunt măsuri de aplicare. În ceea ce mă privește, vom continua să încercăm să profesionalizăm această cultură, să ne specializăm. Suntem foarte strict specializați, să mergem mai mult pe calitate, să încercăm să mărim randamentul pe hectar, să lucrăm la calitate, la păstrare, la aspectul fizic al cartofului, dar și la calitățile culinare, care sunt și vor fi în atenția publicului consumator. Până acum, românul nostru a căutat întotdeauna cartof mare și ieftin. E timpul să schimbe și el abordarea, pentru că un cartof cu calitățile culinare cele mai bune nu trebuie să depășească mărimea pe care o poate ține o gospodină în palmă. Deci nu vorbim de mâna mea, ci vorbim de mâna unei doamne. Cartoful mediu, din punct de vedere culinar, este cel mai potrivit.